Deci, mamă, ce doare mi-era să fac chestia asta. Zilele trecute v-am întrebat pe Insta, mai băieți, măi, dacă vreți cumva să facem o parodie animată pe tema trendingurilor din România, răspunsul a fost covârșitor. Da. Oh, covârșitor, cuvinte noi, măi, nebunule, măi, tu ai citit dicționarul ultima vreme? Așa că astăzi bine v-am găsit la de ce trendingul din România e de căcat. Partea 1. Și da, va fi un video în două părți sau poate chiar mai multe, pentru că pula mea, sunt o grămadă de lucruri de spus. În primul rând despre aceste așa zise tendințe, iar pe lângă asta, să fiu sincer cu voi, e cam 3 noaptea când filmez și da, cam mor de somn. Așa că să trecem la treabă. Încă de când era moda cu Germania, lumea ar fi trecut granița și cu Sania. Porma a venit Sparia, Italia, și tot restul lumii ne-a privit ca niște paria. Mai înainte de toate, ca să putem intra așa în pâinica acestor tendințe românești transpuse în format audio-vizual, va trebui mai întâi să înțelegem definiția trendingului, adică ce dracu e mai exact și ce face el. Ei bine, lăsând definiția domnului dicționar useless la o parte, așa zisele tendințe sunt o formă de promovare a YouTube-ului a anumitor clipuri ce odată postate sunt supuse unor algoritmi ce determină dacă ele sunt sau nu populare. Practic, gândește-te la trending ca la un mod de a decide cine e cool sau nu în școală, iar curva aia care dădea tonul petrecerii, o știi, era însuși YouTube-ul, care efectiv decide dacă te vrea pe tine în gașca lui de șmecheri sau te preferă mai degrabă în grupa aia cu tocilarii clasei, pe care, hai să fim sinceri, nimeni nu-i bagă în seamă, nici măcar ei pe ei de multe ori, e cei nepopulari. Dar nu o faceți griji dacă vă simțiți cu musca pe căciulă, pentru că eu doar cât timp am editat clipul ăsta am scăpat vreo 2-3 lacrimi spunând chestiile astea. Vreau să fiu popular, mami, nu mai vreau la școală, copii zrăi. Înghesuiți prin case, cu fete pe strase, cu ID-uri false și fețe dubioase. Atât de puși pe făcut bani, ca arabii puși pe făcut bombe pentru americani. Bun, acum că am înțeles ce înseamnă mai exact trendingul, hai să vedem și cu ce influențează el mai exact piața de clipuri pe YouTube și mai specific în românica noastră iubită. Ei bine, vedeți voi copii, în România dacă nu arăți o țâță, un curs sau ești cu ceva în evidență, rare ori o să găsești și succesul, mai ales pe acest minunat website numit și YouTube. Așa puțin succesul la mai rapid. Acum nu mă înțelegeți greșit, sunt total de acord cu ideea că încă mai există persoane ca și Codrin, spre exemplu, sau celălalt Codin, sau în fine, care nu are nevoie să-și arate țâțele la cameră ca să intre în trending, cu toate că... Codrine, mamă, ce țâțe! Pot să le... mulg... Dar ideea tot va rămâne următoarea. Dacă vrei să alegi calea ușoară, o țâță, un cur și o față frumoasă te vor ajuta cu siguranță. Mamă ce rimă. Să-mi ba pula. Nițele, aduc carnețelul și notăm că sunt mare maestru raper. Printre funde mici și manele și țuică, polițiști au început să ne pună pe fugă. În țară la grădare au apărut șeptare, cipane și merțane, case de milioane. Să mă dau cu capul de tastatură și să strig măi până mi se taie răsuflarea dacă vă mint că în ultimile 6 luni în trendingul românesc, dacă ai o melodie, ajunge direct în top. Nu orice melodie, dar în pula mea, ca și exemplu, acum câteva luni până și eu am ajuns în top trending chiar cu o fucking melodie, între ghilimele. Și ca să nu ziceți că mânc eu caca de bebeluș, haideți să vă convingeți singur că cel puțin azi, pe data în care fac eu acest clip minunat, top 10 în trending România se află următoarele. Voltaj și Andra, nu doar de ziua mea. Băieți de oraș, sezonul 2, episodul 11, partea a doua. Mamă micuța domnului Carla's Dream, frică, oficial video. Miley, vals, oficial video. Ioana Ignat, nu mă uita, oficial video. Delia, fata lui tata, by Carla's Dream, oficial video. Culiță, ster... să mor tu că te cheamă Sterb. Carmen de la Sălcioase, oprece tip, oficial video. Ed Sheeran, perfect, oficial music video. Luis Fonsi, Demi Lovato, Enșampe la cupa la mie. Nu scrie oficial video, deci nu oficial video. Și Nicoleta Nucă, ai uitat cine ești, video oficial, videoclip oficial. Vai, dragă, ce șmechere ești tu. Wow, ce mirare, după cum ați observat, din 10 clipuri, doar unul fucking singur nu e melodie. Dar, până și ăla singur, fiind o producție de la TV, cu mult echipaj în spate, actor
scump, bani investiți, deci prin excludere nici măcar unul, mă, ăla, unul nu e tocmai unul dintre noi. Adică YouTuber standalone care fac clipuri din beciurile bunicilor și furând net de la vecinul ca să putem posta ultimul unboxing pe Clash Royale, nu suntem în fucking top. Scuze, vecinul! De ce? Ei bine, sunt mulți factori la mijloc care determină asta, incluzând atât vizualizările în primele ore pe care le face clipul de când e postat, un canal cu mulți abonați activ, ajungem ușor în top, dar de asemenea și share-urile și engagement-ul fanilor și like-urile contează considerabil și bla 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 bla. O să vă povestesc toate calculele și căcaturile astea în partea a doua, unde vom intra mai în detaliu pe fiecare chestiuță în parte. Și prin chestiuță mă refer la puța ta, măi copile, măi. Mai deștept decât americani, cu fete mai bune ca regatul Marii Britanii. Românii sunt mai dotați decât chinezii, știm să ne distrăm mai bine decât francezii. Ei bine, fraților, dacă ați fost atenți în ultimul timp pe YouTube, în tendințe au apărut niște semne de întrebare destul de mari, și anume, unde a dispărut Ilie și Cactus și slash provocările lui nebune? Sau cine dracu mai era? Unde a dispărut alpaca și parodiile lui animate? Au murit de tot? Ei bine, da, oarecum, YouTube-ul în sine nu ne mai vrea acolo, cum nu ne-a vrut niciodată de altfel, dar deoarece are lucruri mai bune de făcut cu timpul lui decât să asculte de niște retardați expirați, așa ca noi, nu-i așa? Se comportă practic ca un fel de mamă, ce imediat ce se naște ăla micu, hop, și toată atenția ei numai pe el, de parcă noi nici măcar n-am mai exista. T-aș futu-ți morții, mă, tira rândul meu la țățăcându-i. Cea mai frumoasă țară, cel mai frumoase femei, avem cel mai tari discoteci, noi suntem cei mai cei. Vă rog cineva să ne oprească până n-ajunge limba oficială românească. Deci, după cum ați văzut, fraților, trendingul este full of shit de curând, dar e de pe bună dreptate până la urmă. Nu avem ce să facem în privința asta, pentru că din punctul meu de vedere, analizând nu doar din primele 10 locuri din trending, ci toate cele 200 afișate pe site, rar vedeți ceva făcut la subsol de vreun copil așa ca noi. În mare parte vor fi producții de studio de la TV, ori melodii, ori ceva din America super viral acolo, cum ar fi compilații de pisici care se link singure la coițe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit în această zi minunată, domnilor și domnilor, eu am fost Alpaca și asta a fost prima parte din De ce trendingul în România e de căcat, în care am încercat să vă bag cu nasul frumos, sumar în toată treaba asta cu popularitatea pe YouTube și cum funcționează ea și de ce unii sar în față pe când alții mor de ciudă în spate. Dar în partea a doua, ce voi pune joia asta care vine, dacă nu uit sau mor până atunci sau adon sau gen, dați-mi mesaj pe Facebook sau pe Insta, mai exact pe Alpaca Legion, spamați-mă cu pune dracu partea a doua, că dacă nu te gâtui destul și pula și gen, poate o să adormi și atunci o să pui. Vă voi spune în primul rând care YouTuber au beneficiat de tendințe și cum au ajuns ei, cine sunt astăzi cu ajutorul trendingului. Totodată o să vă prezint și calea cea grea, dar bine meritată spre succes pe YouTube-ul românesc, cum s-a ajuns să fii și tu popular ca să te bage măcar niște puși pe internet în seamă dacă măta n-o face destul. Mă simt, afilia. Și multe alte chestii care o să îmi vină mie până atunci, pentru că acum e somn și da, nu m-am... Vă pup la portofel, șefilor, vă iubesc și... joi, partea a doua din... De ce trainingul din România e de căcat? Partea a doua! Și acum, la 3, ca de obicei, 1, 2, 3, amigos, Alpaca King out! Respect! Ara, și ca un mic bonus pentru voi, dacă ar trebui să însumez video-ul ăsta doar în niște versuri, cred că astea ar fi perfecte. Mua! Se zice tot ce-i bun trebuie să vină de afară, tot ce e de la noi e de căcat și trebuie să moară. Eu nu subscriu, băi, eu să rămân în țară, pe voi restul vă pup și o să ne vedem la vară. Yup, I really wanna say din trending. Trendingul România versus America, calea cea grea, cum să nu ajungi cancer, exemple de YouTuber mari ce au ajuns unde sunt acum din cauza trendingului și un experiment prin care vom încerca împreună să boostăm ceva în trending. Coming next. Tudor Dick. Bă, Alpaca Legion. Vă pup.
Wow, ce mirare, după cum ați observat, din 10 clipuri, doar unul fucking singur nu e melodie. Dar, până și ăla singur, fiind o producție de la TV, cu mult echipaj în spate, actor scump, bani investiți, deci prin excludere nici măcar unul, mă, ăla unul.